Ambuteiajele din capitală se formează nu doar în orele de vârf, în unele cartiere. Problemele din trafic sunt cauzate de lucrările de reparație, iar în altele de mijloacele de dirijare a traficului instalate greșit. Primarul capitalei dă vina pe agenții de patrulare, iar Inspectoratul General de Poliție declară că problemele din trafic sunt cauzate de semafoarele care nu sunt sincronizate între ele. Diminețile și serile lui Victor decurg la fel. Pentru a ajunge la serviciu, trebuie să iasă din casă cu cel puțin o oră înainte, astfel riscă să întârzie. Din cauza ambuteiajelor constante, bărbatul a fost nevoit chiar să se mute în alt cartier, pentru a reduce la minimum timpul de condus. Este doar două входа în Rășcanov. Eu жил там, снимал квартиру. Sunt doar două intrări în sectorul Rășcani. Am locuit acolo, am închiriat un apartament și era foarte greu. După serviciu, la ora 5 ieși și o oră până la Rășcani este mult. Nu doar Victor se confruntă cu această problemă zilnică. Da, asta este. Asta doar nu spune. Dar mă gândeam, v-am spus, paru mest, foarte interesante. Două masta. Da, există o problemă. Pot chiar să vă spun câteva locuri foarte interesante. Două poduri unde se lucrează și din cauza lor jumătate din Chișinău stă. Și cum puteți să comentați faptul că agenții de patrulare au dispărut? Ar trebui lăsați să lucreze. Știți, în acele locuri unde activau, procedura nu era automatizată complet. Există o intrare dinspre Balcani, la stânga, spre Doina. Acolo numai decât trebuie un semafor. Cât timp vă ia să ajungeți acolo? Eu pierd o jumătate de oră, deși locuiesc la 3 km distanță. Я полчаса теряю, но хотя живу 3 км оттуда. Да, конечно, есть эта проблема. Bineînțeles că există această problemă și este din cauza drumurilor închise. Întotdeauna este incomod să ajungi la acest cer, pierzi cel puțin o oră, deci există și va exista această problemă. La sfârșitul săptămânii trecute, primarul capitalei a publicat un video în care se vede bulevardul Grigore Vieru, unde circulația era liberă. Primarul a spus că ambuteiajele sunt create intenționat de poliție. Ia uitați, totul e blocat jos și e liber sus. Sus nu e nicio mașină, ia uite ce se face acolo. Și el stă aici și creează, în loc să dea drumul la semafoare, creează în mod artificial aceste probleme de trafic. Am zis nu odată. Noi, da, o să punem semafoare, o să facem treceri pietonale supraetajate, o să construim drumuri, o să reconstruim, dar nu putem să facem așa chiar. Uitați-vă, în mod cinic, agenții de patrulare. În replică, Inspectoratul General al Poliției a declarat că problema a fost creată din cauza semafoarelor care nu erau sincronizate între ele. Puțin mai târziu a fost luată decizia de a-i rechema pe ofițerii de patrulare de pe străzile capitalei. Este regretabil că se arată o stradă liberă care duce spre centrul capitalei și nu ieșirile din oraș unde se circulă cu mare dificultate, mai ales în orele de vârf. Semafoarele din capitală nu sunt sincronizate între ele, ori colegii noștri implicați în defluidizarea traficului comunică prin stațiile radio despre străzile și intersecțiile unde se necesită degajarea traficului. Recomandăm administrației publice locale ca atunci când elaborează anumite proiecte de infrastructură să se consulte cu poliția pe aspect de siguranță. Primarul capitalei Ion Ceban a declarat astăzi pe contul său de Telegram că a depus un demers la procuratură pentru a verifica acțiunile conducerii IGP, care a declarat public că recheamă polițiștii care reglementează traficul. Am solicitat un comentariu de la șefa secției comunicare și protocol al IGP, Diana Fetco, în privința declarațiilor primarului, însă deocamdată nu am primit un răspuns.